Hăinuțele ude, cu o temperatură acum de 34,8. A văzut ambulanță. Noi zicem că miroase a alcool. La Zăpodene a fost petrecere electorală. Oamenii au jucat fotbal, au mâncat și au băut pe săturate, gratis. Euforici și înfierbântați de alcool, sătenii nu au ținut cont că alături de ei sunt și copii. Băiatul de 10 ani a fost găsit în apă sub un pod în coma alcoolică. Unul dintre localnici a anunțat ambulanța. A fost adus cu ambulanța un copil de 10 ani în comă. Presupunem că este o comă alcoolică, deoarece copilul prezintă halena alcoolică. Pe ambulanță copilul a vărsat. Mama copilului este la muncă în străinătate. Băiatul și sora sa de 6 ani se află în grija tatălui, care însă i-a neglijat. În timp ce mama se află la muncă în străinătate, tatăl își neglijează sistematic copilul. Acesta nici măcar nu știe ce i s-a întâmplat fiului său. El a fost găsit mor de biat într-un șanț dormind. Acum se află în atenția autorităților. Bărbatul va fi cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului. Poliția, dar și protecția copilului au fost sesizate în acest caz. Familia va intra sub monitorizarea asistentului social din sat.